Avem de această dată plăcerea să o avem ca invitată pe doamna Rodica Păduraru, managerul acestei galerii, cea care se ocupă, cea care intermediază legătura cu artiștii și cea care a dat sufletul acestei galerii. Și am plăcerea să-i pun câteva întrebări. De când datează această galerie? Da, galeria a fost înființată cu mult înainte, mental vorbesc, dar ea a fost deschisă pe 27 noiembrie 2016 și de atunci, cam cu o ritmicitate de 3 săptămâni, au fost expoziții personale, de grup sau colective. Și nu numai expozițiile, au fost lansări de carte, au fost concerte, au fost a fost și conferințe și asta m-a bucurat foarte mult, pentru că spectrul fiind foarte larg a atras oameni cu vederi diferite și mult mai largi. Da, au expus foarte mulți artiști pe care mi-am dorit pe simezele galeriei și am să enumăr doar câțiva. A fost domnul Potop de la Piatra Neamț, Carmen Poenaru de la Bacău, a fost Atena Simionescu de la Iași, Ecaterina Marghidan, care a avut prima expoziție de artă textilă, care a fost expusă la Roman. Pe urmă, au fost expoziții de fotografie, au fost Petrică Diaconu, Dumitru Macovei, Sorin Notânjac de la Iași. Nume care... sonore. Da, nume sonore. Cunoscuți în lumea artiștilor profesioniști contemporani. Da, alături de ei au fost artiștii romașcani care... De exemplu, domnul Adamovici, care, profesorul Adamovici, care este cunoscut deja, destul de cunoscut pe plan artistic și pe plan cultural, sau o mare surpriză a fost Florin Mareș, care nu a mai expus de foarte mult timp și care a reprezentat, într-adevăr, o revelație pentru cei care nu-l cunosc. Au fost expoziții de fotografie, a fost profesorul Paul Alexandru, Tatiana Mihailovici, Cristiana Ursache, pe urmă lansări de carte a părintelui Eugen Răchiteanu, a fost a părintelui Necula, Mura Arun și Grigore Cartianu, Clotilde Armand, Varjan Vosganian, Carmen Dumitrescu. Da, au fost concert susținut de o soprană din Florența și care a reprezentat într-adevăr un eveniment din punctul meu de vedere și nu numai al meu. Pe urmă a fost Ovidiu Scridon, care a avut de două ori concert. Și sperăm în continuare să fim pe aceeași linie și să ne încadrăm în ritmul celor 3 săptămâni pe care ni l-am propus. Știm că este o galerie foarte iubită de artiști profesioniști și spațiul galeriei este generos. Se poate preta, uite, și la o expoziție mai non-convențională, cum este cea de față, pentru că spațiul este foarte important, spațiul, lumina, dimensiunea sălii. Da, din cauza dimensiunii sălii, una din promisiunile care ne-a fost făcută este a sculptorului Nicolae Păduraru, care și-a propus să facă aici o expoziție la un moment dat. Cred că absența lui din Roman este de ceva lung, puțin mai lung. Poate zice lungă. Că e romașcan. Da, este, da, este. Da. De la Sagna. De la Sagna, sigur că da. Și noi îl așteptăm în continuare.
Da, s-a uitat, bine, parte din lucrările dumnealui pot să fie găzduite datorită înălțimii plafonului. Da. A avut și la noi, la Piatra Neamț, o expoziție la Muzeul de Artă și tot neconvențională, pe tema poluării, pe tema poluării și omului contemporan care este sufocat de atâtea mașini, de atâtea mijloace de comunicare, care nu mai știe încotro să ia, să... Da. Da, și eu am observat că el propune un fel de... se autoprotejează prin arta pe care a făcut și propune omului contemporan drept sursă de a depăși toate aceste neajunsuri să se apropie mai mult de artă, să lucreze, să se exprime cu mână, cu gândul, cu Da, corpul. El are, de fapt, bun, are o perioadă în care are frământări și nu numai de natură artistică, din cauza asta este canalizat pe expoziții care sunt în străinătate sau în București. Artiștii contemporani, eu îi consider ca un fel de insule, sunt din ce în ce mai însingurați. Sunt însingurați, da. Pentru este că societatea noastră de consum se bazează pe standardizare și pe vânzarea produsului. Nu are timp să aștepte reflexia filozofică, coacerea unui produs, ardere interioară. Și atunci artiștii care au potență efectivă se simt puțin stânjeniți în fața fluxului contemporan, care nu mai are timp să contemple. Arderea interioară trebuie transmisă. Problema în întreaga Europa și în întreaga lume. Lipsa timpului la consumator. Așa este. Asta este extrapolată pe toate planurile, la drept vorbind. Lipsa timpului și modul foarte rigid de a privi în jur, încât nu mai ai timp de ceea ce izvorăște din tine. Toate lucrurile sunt date, acceptate și probabil că asta știrbește calitatea vieții. Dar tocmai asta este rolul unei galerii de artă, până la urmă. Să deci, ofere altceva. Când vorbim de artiști profesioniști contemporani, ne referim întotdeauna la avangardă. Acum, ce este avangarda? Eu am identificat-o ca o poziție la o ordine impusă din afară, cum ar fi fie ea arta ideologică, fie ea neochiciul propus de supermarket, fie ea alte ideologii. E bine, artistul contemporan are curajul să spună nu. Și, bineînțeles, având un gust dezvoltat, chiar artă se poate face și cu lucruri efemere, cum vedem în expoziția de față. Lucruri care de obicei pot fi și aruncate, lucruri vechi. Ei bine, artistul le poate repune în valoare și remontează o memorie. Aici e valoarea artistului contemporan, care își folosește gustul pentru a rearanja, a reechilibra spațiul nostru contemporan. Da, acum publicul din Roma, pentru că la el mă refer, cred că are, bine, întotdeauna au fost surse de frumos și oriunde se întâmplă asta. Dar este puțin vitregit față de marele centre, pentru că posibilitățile de, nu știu, de a intra într-o comuniune cu artistul sunt ceva mai limitate și sunt mai vitregite. Mă refer la marile orașe, la București, la Cluj, la Timișoara, la Iași, până la urmă. Și
cu cât polii de cultură sunt mai numeroși, cu atât este mai benefică existența culturală în oraș. Și asta încercăm să facem până la urmă. Să le oferim de fiecare dată, de exemplu, după expoziția asta, va fi o expoziție pur figurativă. Încercăm să alternăm. Pe urmă va fi o expoziție de fotografie. Să alternăm pentru că artiștii au o multitudine de aspecte de dăruit. Și chiar le dăruiesc cu generozitate. Da. E nevoie de spații expoziționale. Da, este nevoie, din da. Din ce în ce mă uitam în București câte au dispărut în ultima perioadă. Este foarte adevărat. Treceam pe lângă sala Dales și pe mine m-a surprins că era într-o... Nu știu, poate este într-o renovare, nu știu ce se întâmplă cu ea. Dar mi s-a părut abandonată cumva. Nu se lucra, nu nimic, era... Era un... O clădire afectată, se pare, de cutremur și nu mai prezintă siguranță. Probabil. Și un spațiu generos acolo și chiar foarte fain. A fost perioada asta între cele două războaie mondiale în care s-a construit mult în București, dar nu s-au respectat întru totul normele europene și multe clădiri au bulină. Da. Și chiar clădiri care nu au bulină încă, dar am aflat că pe o structură de două nivele s-au mai ridicat încă patru, ceea ce mi se pare absurd. Dar este un mod de a altera imaginea și plan inițial și conceptul arhitectului sau conceptul artistului care a creat imaginea respectivă. Da, galeria este până la urmă sufletul cultural al unui oraș. Este polul care atrage artiști. Am văzut la ultimul vernisaj foarte multă lume. Sunt legături care se creează aici și întotdeauna, de acum cred că se cunosc oamenii care vin și care își doresc să vină. Am avut o pauză de două luni de zile în care n-am avut vernisaje repetate și acum a fost efectiv și pe mine m-a surprins că de fiecare dată mă întrebau când este următorul, dar nu mai faci vernisaje. Când este următorul vernisaj? Își doresc, asta este bine. Și este un drum care eu consider că s-a bătătorit încoace, fără o reclamă agresivă, fără o mediatizare extraordinar de susținută, se știe că aici este un spațiu care în care își găsesc, nu știu, punctul de întâlnire. Și care este specificul? V-ați format un target? Spre ce ați dori să vă orientați? Știți, adică spre ce? Pentru a avea o identitate, la, nu-i mă refer. Da, eu la nivel european. Am pornit galeria în ideea de a oferi celor din jur un alt gen de artă și de, nu știu, de a convinge că un om care intră pentru prima dată și care nu a auzit din jur și căruia îi place ceea ce vede, este un mare câștig. Nu este obligatoriu. Bine, o galerie se întreține din vânzări.
Cred că n-am pornit-o ca idee de afacere. Asta este foarte important, pentru că nu astea sunt așteptările mele. Așteptările mele să fie, vor fi să primesc artiști care să expună, care să-și dorească să expună, care să placă publicului, și cam asta este targetul meu. Am făcut expoziții care au fost la Florența și care au fost foarte bine primite. Vă spun că au fost vizitate de chiar de zeci de mii de oameni. Este un caiet pe care l-am și care confirmă. A fost o expoziție de icoană, dar am speranța că nu se opresc aici. Nu știu, schimburile culturale pe care le avem cu Florența, ceea ce ar fi o chestie grozavă. E ceva important. Florența rămâne centrul desenului, centrul renașterii. Da. Și este deschisă. E un oraș care are stil încă. Are stil. Are stil aparte. Da, este. Pe mine m-a surprins prima dată când am văzut că... Bine, n-am înțeles deloc prima dată pentru ce le trebuie muzee când ieși din casă și intri în muzeu. Nu există. Acolo totul respiră artă. Până la urmă este ținta predilectă pentru toate vacanțele cu scop cultural. Asta este. Aici eu sper să intre lumea, să vadă, să știe că există o galerie de artă care... Eu îmi doresc să nu alunece spre impostură. Da, și asta este un target până la urmă. Și e foarte bine că păstrați vie lupta asta dintre, pe care a pornit-o avangarda, propunând artiști care au curajul și să nu vândă și care lucrează doar pentru artă. În carte este un concept pe care avangarda, de fapt, așa și s-a născut. Arta nu este făcută pentru a se vinde, este un produs, este un fenomen, este o bogăție umană, mai degrabă, o bogăție care revarsă spre în afară. Nu este neapărat un produs care poate fi încadrat într-un sistem, îi se pune un chip și îl pus la raft. Deci nu asta este valoarea. Deci valoarea artistică este valoarea omului, de fapt. Valoarea omului, valoarea de a fi bun, de a avea curajul să riști, să experimentezi, să repui în valoare, uite cum e expresia de față, materiale uitate, să le redai sens. Pentru că dacă ne pierdem memoria, ne pierdem și identitatea. Se vorbea mai de unes că am citit la Paris, cam foarte mulți critici consideră arta postmodernă, contemporană, o artă fără stil. E greu de înțeles cum adică o artă fără stil. Bine, totuși, până acum, până la urmă. Un artist are o identitate a lui și când ajunge la un stil, ajunge la un mod de a vedea, de a înțelege, e un concept, deci, pus în derivă. Acum, sigur că cine are putere financiară și putere mediatică poate mai ușor să impună anumite direcții, care nu întotdeauna sunt cele mai bune. Acum, e foarte interesant dezbaterea asta. L-auzeam la vernisajul de marți pe distinsul critic de la Bacău. Da. S-a referit la profanarea operei lui Duchamp. Da. Acum este, nu este o operă? Eu am studiat fenomenul în sine și am descoperit că există, ei au fost trei frați.
trei frați. Și cum e natura, Duchamp a fost fratele mai cartezian, care era mai nonconformist, mai, să-i spunem, negativist, dar în sensul bun. Și celălalt frate, sculptor, a murit în război, Raymond Duchamp, și Jacques Villon, se schimba numele pentru a nu fi confundat cu frate, deci Jacques Duchamp a fost un apărător al secțiunii de aur și folosea în tablourile sale secțiunea de aur și metafora culorii, se spune mistica culorii, total opus lui Marcel, dar erau totuși foarte buni prieteni tot timpul, așa cum și Brâncuș era foarte bun prieten, cu toate că avea altă orientare artistică. A fost efervescența asta valorilor, ei s-au recunoscut și chiar dacă aveau puncte diferite, se respectau unii pe alții și ei până la urmă au creionat avantgarda asta contemporană, au pus bazele. Din arta lui Duchamp, Duchamp a fost luat de mulți drept un model. Citim în cărțile lui criticului Dan Grigorescu, dar el însuși era un nemulțumit și fugea de arta ca drog, avea un fel de, să-i spunem, necunoaștere, un fel de... Dar să lăsăm această dezbatere și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, să vă lăsăm să spuneți telespectatorilor care ne urmăresc scopurile pozitive și ce propune frumusețea acestei galerii. Galeria, până la urmă, propune scopul pentru care a fost creată. Să prezinte artă autentică, să prezinte artă neconfiscată de nimeni. Este tot ce poate fi mai bun sau ce găsesc eu că este mai bun. Mi-aș dori să fie pe simezele galeriei. Am avut până acum o multitudine de forme de reprezentare și fotografie și cum Dumnezeu se numește, ce face Atena Simionescu, este în sfârșit grafică face. Da, și chiar e specialistă pe grafică. Da. Și care mie mi-a plăcut foarte mult. Oameni, aș vrea să mai aduc și alți oameni care sunt reprezentativi pentru genul pe care îl promovează. Și nu știu, asta este linia subțire pe care merg până la urmă. Linia subțire se numește impostură și artă autentică. Și aș vrea să nu pic niciodată în impostură. Și asta își dorește galeria. Da, și cu aceasta le dați, cum să-i spunem, vânt în pupă la artiști care vor să experimenteze și curaj și care au nevoie de a fi susținuți și ei. La drept vorbind, este un colectiv destul de... Curajul de a visa, de a experimenta. Adică e foarte bun de artiști, este Romica Ștefan care are expoziția actuală, este Mihai Percă, care este și... Timpul nostru s-a apropiat de sfârșit și vă mulțumim pentru această prezență în emisiune. Thank you.